Vorbim cu Mioara Pitulice și cu fica ei, Ruxandra. Dați-i și Ramonei sărbuna. Uite ce drăguț. Vânător, măi, vânător. Asta cu tinerețe, bob de aur. Luați-l loc, vă rog, ca să nu stăm cu spatele la cameră. Bine ați venit, luați un loc, vă rog. Tinerețe, bob de aur. Foarte frumoase costume. Da. Foarte frumoase. Asta este năframă, nu? Da. Maramă. Maramă, iau. Da, nu, nu, se numește și năframă în anumite zone. Și e purtată de toate femeile sau... Doar de cele căsătorite. Doar cele căsătorite. Vezi, măi, Florin? Nu mai ai voie să porți. Ah, și de ce mă bucuram? Da. Ce avem pe albumul ăsta, drăguț, în afară de tinerețe, bob de aur, așa cum se numește și... Avem 14 melodii frumoase, spun eu. Mie îmi plac foarte mult. O parte dintre ele sunt din repertoriul mamei. Pentru că ea este plecată de ceva vreme din România. Câți ani sunt, doamnă, de când ați plecat? Vreo 20, aproximativ. 20 de ani. Da. Și unde ați decis? În Statele Unite ale Americii, în statul Virginia. Am citit undeva lângă Washington? Da, exact. Cu jumătate de oră. Cum ați decis să plecați? Sau de ce ați decis să plecați? Cred că e prea mult de vorbit. Ceva timp. Dar am plecat să cânt. Și a venit, au dat Bill Clinton și guvernul de atunci, au dat o lege prin care spuneau că toți emigranții care se află legal pe teritoriul Statelor Unite pot beneficia de green card de 2 ani. Bineînțeles că am zis, nu-mi trebuie mie, stau eu 2 ani. La microfon. La microfon. Da, scuzați. Deci nu-mi trebuie mie, eu nu m-am venit aici ca să rămân în America, eram și cu soțul, bineînțeles, dar a insistat cineva de acolo, tot a spus, doamnă, o lege ca asta se dă la 20 de ani, dacă o ratați, înseamnă că nu știți ce faceți. Exact. Ne-am hotărât, am rămas, a fost foarte greu, despre asta nu vreau să vorbesc, a fost greu din punct de vedere... Emoțional, sigur că da. Am rămas, s-a întâmplat 11 septembrie, s-a luat totul la control, toate dosarele s-au luat la control și s-a ajuns la 5 ani. Aha, s-a scurtat. Până am obținut green card-ul. Și după aia... În timpul ăsta mi-am făcut casă, mi-am făcut rost, a venit fica mea cealaltă, fica mea cea mare. Acolo mi-a dăruit doi nepoței, o nepoțică și un nepoțel, să dea Dumnezeu. Și acum nu mai pot pleca, de dragul lor. Acum rămâneți acolo, n-aveți niciun gând să vă întoarceți, nu? Nu, am gând să mă întorc. Oricum vin anual, uneori și de două ori pe an, dar... Și cât zăboviți când veniți? De data asta zăbovesc doar 2 săptămâni. Puțin? Dar mai vin la vară, da. Eu am promis că motivul principal pentru care mama se află aici este lansarea acestui album al meu. Am avut un spectacol aseară, dacă ne vedeți puțin obosite, este din cauza lui. A ținut până târziu, la Giurgiu, acasă, unde ne place nouă să spunem, în județul Giurgiu. A fost foarte, foarte, foarte frumos, am avut mulți colegi de cântec lângă noi. Și eu mi-am promis că dacă motivul pentru care mama e în țară este un album, am zis că să scot unul în fiecare lună. Păi, nu? Ce cântăm astăzi? Atunci nu voi pleca deloc. Sărut mâna maica mea, este un duet, este făcut dintr-o piesă a mamei care mi-a plăcut mie tare, tare mult. Eu zic că se potrivește așa situației noastre și... Eu zic că e